A venit un beduin și a ascultat aceste versete. O fi sema în râscu cum oma tu adun. Și în continuare ce spune versetul? Fewa rabbi sema'i wal ard innehu la haq mislema ennekum tantikun. Fewa rabbi sema'i wal ard. Și jura Allah pe stăpânul cerurilor și a pământului. Innehu la haq. Fără îndoială că este adevăr ceea ce spune, că râscu este la Allah. Și beduinul s-a speriat și a spus, cine l-a supărat în acest hal pe Allah subhanahu wa ta'ala că a jurat Allah pe cerul și pe pământ? Cine l-a supărat? Noi oamenii, care știm că Allah este cel care dă râscul, dar noi tot mergem și ne milogim, ne umilim la unul și la altul. De multe ori poate punem unele persoane, unii oameni în locul lui Allah subhanahu wa ta'ala, îl vedem ca stăpânul nostru. Toate că Allah subhanahu wa ta'ala ne-a eliberat de această sclavie. Dar există sclavie, întotdeauna există și va fi în continuare. Nu? Cu toții aveți exemplu la locul de muncă, colegi care sunt turnătorii șefului, care în ideea că șeful o să dea un leu în plus, sau că o să ridice în rang, sau îi dă bani, sau salariu, sau îl păstrează la locul de muncă, se duce și îl sapă pe prietenului, pe colegului și de multe ori o face într-un mod în care nu este corect. Și de aceea râscul este la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah este cel care dă râscul. Și beduinul când a auzit că Allah este cel care dă râscul, a zis alhamdulillah. Dacă Allah dă râscul, este bine. Dacă Allah subhanahu wa ta'ala ne lăsa pe noi să fim cei care avem grijă de copiii noștri, vai de noi! Câți oameni sunt care mor și lasă copiii? Mor copiii după moartea părinților? Cresc, învață. Da? Întotdeauna Allah are grijă de tot. Nimeni nu moare cu moartea cuiva. Noi zicem, eu sunt tatăl, eu muncesc, vreau să clădesc viitorul copiilor mei și la un moment dat, ca azi te îmbolnăvești, Allah să ne ferească, mori și rămân copiii în urmă. Ce se întâmplă? Dacă copiii priveau la tată ca fiind răzac, trebuia să moară și odată cu moartea tatălui. Și de aceea, Allah subhanahu wa ta'ala ne dă această pildă ca noi să fim conștienți că în această lume, orice am face, acest lucru ne ține să fim mai apropiați unii de alții. Să știu că Allah, dacă mie mi-a scris un râsc, nu poate să-mi ia nimeni, chiar dacă e președinte. Și Allah, dacă nu mi-a scris mie un râsc, nu pot să-l iau chiar dacă sunt fiu de președinte. Orice aș face, dacă Allah nu mi-a scris râscul acela, nu pot să-l obțin. Și de aceea fiecare suflet nu va părăsi această lume până nu își va completa râscul. Vă aduceți aminte?